Bună seara, doamnelor și domnilor! S-au depus azi listele comune, s-au strâns mâini, s-au schimbat bătăi pe umăr, s-au dat uitării, zic ei, ironiile cu Superman și chiloții trași peste costum. Ce mai? Pupat piața independenții. PSD și PNL și-au oficializat alianța la biroul electoral central. Încet, încet s-a pornit și discuția despre candidatul comun la președinție. O să vedeți ce zic cei doi lideri de partide și în special Nicolae Ciucă, cel pe care propriul partid îl invită în fiecare zi să facă pasul. Doar că domnul Ciucă are niște condiții de pus și pare chiar cumva deranjat de insistența colegilor. Vă arătăm în emisiune. Vorbim și despre amenințările ministrului de finanțe, alarmat de toate cererile de majorări de salarii. Lefurile bugetarilor ar putea fi înghețate. Greu de făcut însă așa ceva în anul electoral. Pe unde va scoate guvernul cămașa? De unde va face rost de bani? Avem deja aproape 1000 de miliarde de lei datorie publică. Dezbatem scenariile în actualitatea. Invitatul meu la această oră este Radu Mihaiu, primarul sectorului 2 al Capitalei. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Candidat la un nou mandat. Știți deja, doamnelor și domnilor, că noi aici în emisiune de câteva săptămâni deja avem primari în funcție, să ne explice tot felul de detalii despre mecanismele administrației. Avem și primari care vor candida din nou, cum e și situația de față. S-a tot vorbit, domnule Mihaiu, din ce în ce mai insistent de când cu anul electoral, de această mafie a imobiliarelor. Și Clotilde Armand de la sectorul 1 aseară în emisiune spunea același lucru. Nicu Șordan, chiar și alți candidați, de pildă domnul Cârstoiu, a vorbit și el, a zis da, și eu cred că există, trebuie anihilată. Ce-i cu mafia asta imobiliarelor? Păi, cred că așa au fost obișnuiți oamenii, că lucrurile se fac pe la spate, se fac în culise, nu se fac transparent. Și când lucrurile astea se întâmplă, când statul este un stat slab și coruptibil, oamenii încep să caute astfel de scurtături, ca să spun așa, și să-și rezolve lucrurile pe la spate. Asta creează mafii. Pentru că odată ce ai început să încalci legea, nu, e foarte greu să te oprești. Și din punctul meu de vedere, la un moment dat trebuie spus stop, trebuie să oprim înțelegerile făcute în culise, trebuie să mergem pe reguli clare, transparente, trebuie să o luăm pe drumul care de multe ori, sigur, e mai greu, e mai lung, dar e cel corect. Bun, da. Când vorbim de mafie, de obicei vorbim de ceva care exercită control, o structură care are tentacule, reușește să-și ducă planul ăsta. Nu e vorba doar de a căuta scurtături. Eu înțeleg că e așa, o caracatiță infiltrată peste tot și în instituții, nu? Și în administrație. Dacă bucureștenii nu primez niște exemple și nu văd că se întâmplă ceva, probabil că o să rămână cu această senzație că mafia asta a câștigat, în ciuda vorbelor. Nu știu, ce se poate face? Păi, uite, putem să vedem că la sectorul 3, de exemplu, o bucată de parc se va transforma în ceva construibil. La noi, la sectorul 2, am avut o bucată din parcul Plumbuita, pe care am reușit să o cumpărăm. Și mi-a spus cineva, am negociat un an de zile și am obținut, din punctul meu de vedere, un preț foarte bun. Sigur, e mare pentru... Ați cumpărat-o niște... de la cine? De la niște... De la proprietari privați care aveau acolo. Care nu erau mafioți proprietarii, e de spus chestia asta, pentru că au fost niște proprietari care li se retrocedase un teren pe care l-aveau. Chiar l-aveau înainte de regimul comunist, dar care câștigaseră în instanță dreptul de a se construi pe acel teren care era spațiu verde. Și atunci am intrat în negocieri și zic eu că am obținut un preț foarte bun. Dar pe parcursul negocierilor mi s-a spus, domn primar, păi nu așa se face. Dacă ei vă cer 5 milioane, dumneavoastră nu spuneți că vreți să dați 4, ca după aia să ajungeți la, am dat până la urmă 4 milioane 300. Ziceți dumneavoastră că poate ar fi mai bine 6 și să facem cumva cu diferența. Așa se făceau lucrurile înainte. Omul vrea 5 milioane, primarul sau cineva venea și spunea hai să nu fie 5, să fie 6 și să împărțim diferența. Nu e normal să întâmple lucrul ăsta și la un moment dat trebuie spus stop. Nu e normal ca astfel de cazuri, odată ce află cineva de ele, dumneavoastră, alții, să nu fie reclamate la parchet, mă gândesc.
Eu vă garantez că fac toate lucrurile din punct de vedere legal corect. Unele lucruri nu pot fi spuse public pentru în ceea ce privește aceste tipuri de spețe. Dar vă zic că, da, într-adevăr, mafia imobiliară poate să folosească metode, și metode de constrângere, dar și metode de încurajare, ca să spun așa. Pe una dintre ele tocmai am descris-o. Mm-hmm. Mai sunt și altele. Mai sunt, da, domn primar, dar poate aveți un ONG cu care vă înțelegeți foarte bine, care are nevoie de o finanțare. Am putea să vă ajutăm. Sunt metode de toate felurile. Am învățat prea multe metode pentru că mi s-au propus prea multe lucruri. Le-am zis tuturor, nu mă interesează nici apartamente la un preț foarte bun, nici închirieri de mașini, nimic. Mă interesează în zona asta o predictibilitate și mă interesează cu precădere să ne gândim și la ce urmează peste 5 ani și peste 10 ani cu zonele care se dezvoltă din punct de vedere imobiliar. În afară de asta, nimic altceva. Cât de mult frânează toate chestiile astea? Cât de mult întârzie nu știu, obiective, decizii? Adică cât de mult tergiversează toate șicanele astea sau pretențiile astea sau șantajul ăsta din activitatea administrației? Problema este că până acum s-a obișnuit cumva ca toate rotițele să fie unse, nu știu cum să o exprim, într-un fel mai plastic, și oamenii sunt neobișnuiți când vine cineva și spune ok, nu, haide să facem lucrurile corect. Și atunci... și opun rezistența? Adică se pune frână la niște chestii din cauza asta? Se pun și frâne, dar cu precădere oamenii nu știu ce să facă. Ca să se facă lucrurile corect, pur și simplu, de multe ori sunt unii care n-au trecut prin... Dom'le, dar cum s-ar face lucrurile astea corect? Ce ar trebui să facem? Ar trebui să schimbăm acolo, sau ar trebui să schimbăm o lege, sau să schimbăm o hotărâre de consiliu, sau ceva. De foarte multe ori, oamenii ăștia nu s-au gândit la aceste instrumente într-un mod practic de a rezolva problemele comunității. Și ușor, ușor se învață lucrurile astea. Și sunt oameni în aparat care fac acest efort de a se gândi la binele comunității. Există astfel de oameni, îi trebuie doar încurajați să lucreze. Dar ca să fie încurajați, trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea că cel primar în funcție, cel care semnează ultimul până la urmă, nu-și dorește să își completeze veniturile în alt mod.